about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. In the middle of nowhere, this. Deci în fiecare dimineață vin pe culoarul ăsta, foarte prietenos de altfel, că-l vezi, da? Cum arată. Și mă duc așa, încet și sigur, către tratament. Ia uite, surorile, prietenele mele acolo. Ai, ai, ai. Astăzi m-am trezit bine, așa zic eu, după ce m-am uitat la un documentar cu familiile regale. Căsătorii, scandaluri, divorțuri, chestii de genul ăsta. Și sunt mega happy că astăzi, în rău, sunt singură, nu mai sunt turiști. Eu, muștele, peștii, niște șerpișori, din când în când, un crab ieri, face și noi ce putem. A, și plastrii pe care am pe mână, în cazul în care mă ucid ăștia mici. Și mâna parcă arată ceva mai bine, tot zici că e arsă, arată pielea ca după un accident cu focul, dar măcar pot să o îndoi. Sperăm că în cele 18 zile lucrurile se mai schimbă. Și când de la tratament ajungi la o nuntă. Они у меня в шоколаде живут. Я их со всеми, чем молоками, чтобы они должны готовить. Mă rog, situația nu e una foarte wow, așa, ca să zic, adică după cum vezi, zici că sunt aruncate șezlongurile astea fix așa la mișto, dar, mă rog, înveți să treci peste și te gândești pur și simplu doar la tratamentul care te ajută. Și cu asta basta. Move on. Gen, eu am plecat de acasă vreo 21 de zile, fiindcă am vrut să-mi fac o altă viață. Am vrut să devin bucătăreasă aici, la oamenii ăștia, în Kangal. Pentru că am zis că nu se descurcă cum trebuie cu masa și atunci am zis că e momentul să intervin. Da, doar ca idee, așa, adică până fierbe puiul ăla, care, mă rog, nici măcar nu am și un spate de pui ceva să lase gust, nu te mai uita la mine. Că am fost la 3 măcelării și toată lumea mi-a spus ioc. Se vede că te-ai măritat. Ia uite, ce talent ai în tine. Se vede, ai, nu te opri acum, nu te rușina. Insistă, arată, Iliovanovici, ce poți. Unde ești? Poate vrea să vadă și doamna Carmen. Da, e crema lui preferată. Supa mai nouă se face, să știți, doar cu niște morcovi, pentru că în rest nu se găsește nimic altceva. Atât!
numai că din puținul pe care l-am avut a prins contur. Nu e chiar gustul de acasă, dar este supită. Asta este sala de mese. Minunata sala de mese. După cum se vede, foarte multă lume. Doream foarte mult să rămânem blocată în lift aici, la turci, la tratament și mai ales cu ea, dar nu pot să o arăt că ea nu prea apare. E mai divă decât mine. E fata lui Roto și n-am cum să o arăt. Deci da, la 0 nu dorește, la 2 unde sunt nu dorește să se deschide. Sesam! Open! Mai sună! La cine să sun? La casă, la bărbate, la... să vină să ne repare? E vis. Îmi place. Și tu ce mai faci? Ce mai zici? Ești bine? Semnal avem? Netul merge? Nu. Am înțeles. Astăzi este ultima zi pe care o petrecem aici în Kangal. Doamne, ce cou! Și nu pot să spun neapărat că sunt fericită că mă întorc acasă, mi-este dor de ei mei, logic, dar a fost o bună perioadă să fiu așa, eu cu mine. Ca și rezultat al tratamentului, eu zic că ar fi trebuit să mai fi stat o săptămână pe aici, dar abia acum pielea mea a început să se brozălească, așa să zic, că ajunge la normal, dar oricum sunt destul de mulțumită, adică n-am mai avut palmă așa de nu știu când. Au mai apărut, spre surprinderea mea, niște bubițe pe corp pe care nu le-am avut până acum. O să abordez altfel, probabil, de acum încolo. Boala de fiecare dată este ca un roller coaster când vorbim despre această boală psoriasis, pentru că ceea ce poate funcționează acum, poate peste 3 luni să nu mai funcționeze. Ideea este că vrei, nu vrei, nu trebuie să te lași bătut. Chiar dacă mai sunt multe momente grele, nu trebuie să te lași bătut. Cu siguranță voi mai face o grămadă de materiale despre toată povestea asta numită psoriasis și sper să ne strângem cât de mulți, să comunicăm, să vorbim, să... na, să discutăm. About orice tratament este binevenit, right? Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see